Dragi măgureni, cu ocazia Sfintelor Sărbători, vă doresc să aveți parte de zile minunate, liniște sufletească, dar și de un Moș Crăciun darnic și bun. Vă mulțumesc pentru onoare pe care mi-ați făcut-o, să vorbesc în calitate de primar al Comunei Măgura, odată cu reconfirmarea în această funcție, în 27 septembrie, prin votul dumneavoastră. Vă transmit că mi-am propus să duc la îndeplinire toate obiectivele pe care le-am stabilit împreună cu dumneavoastră și că nu vă voi dezamăgi niciodată, așa cum nu am făcut-o nici în trecut. Ne aflăm, iată, împreună, la finalul unui an deosebit de greu încercat, de numeroasele restricții impuse de pandemie și vă sunt recunoscător pentru faptul că ați dat dovadă de înțelegere până în prezent. Și mă folosesc de acest prilej pentru a vă îndemna să respectați în continuare cu strictețe toate măsurile impuse pentru a ne proteja în primul rând pe noi, dar și pe semenii noștri. Sperăm ca într-un termen foarte scurt această pandemie să rămână doar o amintire neplăcută pentru noi. Ne străduim ca de la an la an să găsim din ce în ce mai multă energie pentru acele proiecte care, odată finalizate, să spun din ce în ce mai des și cu mândrie, da, mă simt bine aici, la mine, la Măgura, acasă. Vom aborda împreună cu Consiliul Local, în anul următor, o serie întreagă de proiecte menite să ne aducă bunăstare și confortul de care avem nevoie fiecare în parte de atâta vreme. Și aici mă refer la proiecte de extindere a sistemului de distribuție gaze naturale în Comuna Măgura, în zonele rămase neacoperite, la extinderea sistemului de apă și canalizare, în special în satele Sohodol și Crihan, proiect pentru care contractul de finanțare a fost semnat deja de curând, la modernizarea sistemului de iluminat public, la asfaltare și la multe alte proiecte de investiții pe care le-am propus. Ne dorim să avem sănătate și putere de muncă pentru a munci în sprijinul și interesul dumneavoastră al comunității care ne-a trimis aici. În numele meu personal și al Consiliului Local, vă transmitem în încheiere multă sănătate, iar în anul 2021 să vi se îndeplinească cele mai frumoase vise. La mulți ani și sărbători fericite!